Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Vorbim în această seară despre legile Universului și din nou alături de noi este doamna Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal. Bună seara, doamna Bună psiholog! Seara. Bine ați revenit la Bine noi. V-am găsit! Doamna psiholog, sunt foarte multe legi ale Universului. Da, sunt foarte multe legi ale Universului. Zeci! Adică sunt scrise de diversi autori, aceleași legi. Vreo 7 lei sunt de bază și de aici sunt foarte multe dezvoltate. Eu o să mă opresc asupra legilor pe care le-au enunțat Rudolf Steiner și Omra Mayr-Van-Hoff. Care este importanța acestor legi înainte de a le discuta? Sunt niște legi, cumva, la nivel cuantic, ele sunt care țin de partea nevăzută a lucrurilor și funcționăm în funcție de pe ce rezonanță intrăm, cu ce legi funcționăm. Ele funcționează oricum, că suntem conștienți sau nu suntem conștienți. Ne ajută, dacă suntem conștienți de ele, să fim atenți la noi. Mă mai manifest aiurea sau mă mai manifest bine sau schimb vocea sau schimb cuvintele, pentru că știu că în spate sunt niște legi care toate fac ca să întoarcă înapoi totul la mine. Legi care existau dintotdeauna, doar că au fost descoperite... Așa ai creat pământul, adică ele cu câțiva ani. Da, sunt descoperite cu foarte mulți ani înainte, cu sute de ani, cu mii de ani. Da, dar existau de... Dintotdeauna, de când a fost creat pământul. Exact. Deci, pământul e partea fizică, vizibilă, dar în spatele ei are o structură energetică și informațională, printre care aceste legi. Care sunt aceste legi? Haideți da, să o le să discutăm. Da, să le discutăm pe fiecare în parte. Prima lege, legea unității, care spune că toți suntem interconectați, toți suntem unul și unul suntem toți. Cam așa. Cam asta înseamnă legea unității. Este o lege care ține de mișcarea energiei, în care eu, dacă sunt conectat cu tine sau cu alții sau cu alții, toată energia pe care o emit vine și spre persoanele respective și tot așa unii cu alții ne interconectăm. Adică pur și simplu suntem legați exact cum este fascia din interiorul corpului nostru, legate de toate organele, așa suntem noi legați, oamenii, la nivel subtil, cu toate vietățile, cu toate plantele. De aceea, în legea unității, de exemplu, o să sesizăm animale de companie care preiau bolile stăpânilor sau stările stăpânilor. Da? Asta înseamnă că noi suntem... Și între oameni se întâmplă asta, și că preluăm și mai puternic, îți dai seama. De la oameni mult mai rapid, dar vreau doar să spun că inclusiv cu animale, cu vietăți, noi avem aceste legături. Povesteam de curând cu cineva cum a stat în observator având o nepoțică de vreo 3 ani și un pic și stă mai mult cu ea să observa cum era starea ei foarte liniștită și bine, cum fetița era foarte bine, cum era ea agitată, cum fetița era agitată. Și a zis că a avut o zi magică în care a observat cum ne influențăm într-adevăr unii pe alții, așa, foarte vizibil a fost, apropo de legea unității. Însă se întâmplă foarte des cu copiii să influențăm prin starea pe care tot o avem. Timpul noi. Da. Se spune că este înțelept acel suflet care recunoaște că toată umanitatea este într-adevăr partea marelui tot unic, că fiecare ființă umană poate fi considerată ca o celulă individuală din creierul cosmic al creatorului nostru. Suprem, da. Da, asta înseamnă legea unității. Și atunci când înțelegi asta, ești mai atent, ești mai responsabil. Nu mai îți vine așa să arunci cu vorbi, cu gânduri, cu... Pentru că toate alea, cumva fiind toți unul, ne influențează inclusiv pe tine cel care ai emis lucrurile alea. Așadar, ne ajută să avem o viață liniștită, practic, această lege da, a energiei. Gândindu-ne la asta, ne ajută să ne, nu neapărat să ne controlăm, să ne corectăm, să fim în prezent, să fim atenți, să fim responsabili la absolut tot ceea ce emitim, pentru că totul se întoarce, tot suntem un. Dar ce facem cu energia negativă care vine de la ceilalți? Cum contracarăm da, o asemenea este că energie? În momentul în care este o energie de supraviețuire care au foarte mulți oameni și o energie de creație. Tu dacă ești în energia de supraviețuire, vei intra foarte ușor în rezonanță și în legătură cu oameni cu aceeași energie. Evident că te întreb eu cum să mă apăr de aia care se văicăresc, care supără, care înjură, care fac tot felul de lucruri între astea. Singurul mod în care te poți apăra
între ghilimele, este să intri în poziția de observator, deci tot ceea ce face celălalt să nu o iei personal. Adică, ca și cum te dai un pas în spate și îl lasi să manifeste ca într-un film, ca într-o scenetă și nu te atingi. De asta înseamnă să fii tu în interior în pace, ca să n-ai, să n-ai zone cu care poate să te prindă. Da? Deci energia negativă nu ajunge la tine dacă tu stai în poziția de observator. Înseamnă să fim pasivi, să fim detașați. Detașarea aia, detașare obiectivă, adică asta e filmul lui, azi vedem ce vrea să spună. Dar nu din cauza mea, nu mă vinovățesc, nu încep să intru în toate acele manifestări pe care le avem datorită programelor cu care am crescut, cât din cauza ta, cât din vina ta și așa mai departe. Astfel nu putem fi influențați ceilalți. Când ești în detașare și ești în observator, nu te lași influențat de stările celuilalt. Doar observi. Și atunci această unitate, legea unității, da, se tot formează în momentul în care energia este doar pozitivă? Nu neapărat. Unitatea înseamnă tot. Aia e alte legi. Când suntem duale, o să vorbim și despre legea polarității. Noi suntem toți, adică ăla se manifestă așa, eu nici nu-l judec, nici nu-l critic, îl lasă în pace. Asta e legea unității. Îl lasă în pace pentru că aia e manifestarea lui. Eu o să am altă manifestare. Deci e vorba mai mult de acceptarea celuilalt și de a fi în pace. Asta este, așa alege. Sunt foarte mulți oameni care aleg inconștient. Eu îi zic, tu ai ales. Nu, n-am ales eu, că așa o trebuie să fac, așa. Da, ai ales, ai dat voie să te duci acolo. Tu ai luat direcția, nu te-a împins nimeni. Poți să ai 100 de voci în jur care îți spun ceva. Important este să fii prezent și să alegi aia pe care vrei tu. Și asta înseamnă că tu ai fost de acord dacă ai ales. Asta e practic prima lege. Da. De aici pornește totul. De la pornesc legea și celelalte legi. Toate cred că pornesc din asta. Și eu am mai găsit legea creației, adică tot ceea ce oferi, aia se primește. Legea... Că oferi bine, că oferi da, rău, asta contează, legea primești. Atracției. Legea, da, o putem numi și așa. Tot ceea ce creezi și emiți ca informație și energie cu forța minții se întoarce înapoi la creator întotdeauna. De exemplu, dacă eu emit iubire, bucurie, pace, blândețe, asta se va întoarce la mine, prin oamenii din jurul meu. Dacă eu emit sau creez, pentru că noi spunem emisii, dar de fapt eu creații, că e la nivel de gând, că e la nivel de emoții, că e la nivel de sentiment, că e la nivel de faptă, eu creații. Noi ne gândim creații înseamnă să fac acum un pahar din lut sau mai știu eu ce. Nu, orice este creația, aia e cea mai grosieră, aia masivă din materie. Dar tot ceea ce gândim, tot ceea ce emitim este o creație. Și tot ceea ce creezi și dăruiești, inclusiv în plan fizic, concret, material, se întoarce sub formă de energie și informație înapoi la creator. Asta apropo de faptul când oferi un dar cuiva și e fizic, e material. Nu ți se întoarce darul natural, dar ți se întoarce bucuria aia omului. Dar el transmite altceva, energetic și informațional, tu te încarci. De aceea foarte mulți oameni spun, Doamne, am niște satisfacții când ofer ceva care nimeni nu mi le poate lua și nici nimeni nu le poate da altfel. Așa este, e un alt gen de a se întoarce. Realitatea înconjurătoare reflectă ca oglindă ceea ce crezi și conții tu în interiorul tău. Asta e foarte interesant. Și v-aș propune tuturor un exercițiu practic de cunoaștere și înțelegere de sine ca să vedeți ce creați. Și v-aș invita să vă uitați la viața voastră, pe cele 5 dimensiuni, personal, familial, profesional, financiar și social, și să vedeți cum stați. Adică observați și conștientizați real ceea ce se întâmplă în viața voastră, în aceste 5 dimensiuni. În momentul în care observi o manifestare într-o dimensiune, să știi că tu aia ai creat. Deci nu e degeaba așa. Tu aia ai creat, aia ai. De exemplu, în plan personal, dacă tu mereu ești iubitor, ești în liniște, ești în pace, starea ta va fi bună. Dacă ai fost agitat, ai făcut pe cineva să sufere, ai ucis iubirea în cineva, starea ta va fi de asemenea. Dacă pe plan familial ai iubire, ai înțelepciune, ai armonie, asta ai creat și asta se va întâmpla cu cei din jurul tău. Dacă tu ai emis, tot timpul te-ai contrazis, tot timpul ai bărfit pe ceilalți, ai vorbit urât, asta o să vină înapoi în realitatea ta. Pe plan profesional, dacă ai dăruit informațiile fără să ții, știți, le închidem, dacă ai fost generos cu ceea ce ai știut, dacă ai oferit din cunoaștere și din înțelegerea ta celuilalt care poate nu știa, ei,
toate alea ai să vezi că se întorc la tine. Când ai cea mai mare nevoie, cineva o să vină și o să-ți dea o informație care zice, wow, am primit chestia asta. Adică tot ce creezi se întoarce înapoi la Creator. Și spuneam de una zi cuiva că eu am acum o foarte mare bucurie pentru că am vreo 10-15 ani de când studiez și citesc un anumit material ce ține de creier și de scanarea creierului, în fine. Și clinica asta pe care o citesc eu și o recomand de atâți ani, de 2 săptămâni m-a contactat că vor să colaboreze cu mine. Și am zis, uite ce chestii. Eu spun la toată lumea de 15 ani despre ce să facă, cum să facă. Și uite că ei, tocmai din America, au ajuns să mă găsească prin Nicolina Gheorghiță. Deci totul se întâmplă pentru că eu am dat cu tot dragul. Și în astfel de cazuri spunem că e mică lumea. Dar da, de fapt, e mică lumea și că e un miracol. Păi nu e un miracol, e o muncă de atâția ani în care am oferit cu drag, n-am ținut numai pentru mine. Apropo, când ofer pe plan profesional, am dat la toată lumea, la toți cursanții și la colegi, la prieteni. Luați-mă, citiți, exersați, faceți, schimbați. Și uite că se întoarce. Ați oferit din suflet, exact. Și vi s-a întors. Am oferit și totul se întoarce. Pe plan financiar, dacă dăruiești, dacă ai respect pentru bani, pentru muncă, dacă accepti bani în viața ta, asta va fi. Dacă ai invidii că celălalt câștigă mai mult sau ești gelos pe succesul cuiva, asta vei avea în viața ta. Adică nu mai dăm vina pe alții, scăpăm de toți vinovații după ce ne analizăm singuri viața noastră. În plan social, dacă oferi respect, înțelegere, empatie, oferi compasiune, blândețe, dăruire, hei, asta ți se întoarce înapoi. În plan social, oriunde te duci, lumea zâmbește, cineva spune o vorbă frumoasă, cineva îți oferă ceva și poate nu l-ai cunoscut niciodată. Pentru că tu asta oferi. Deci, la mine în cabinet, când intră cineva, numai din primele 5 minute, eu îmi dau seama care e problema lui. Pentru că el povestește numai despre ce-i fac alții. Și ce fac alții, de fapt, ceea ce-o creat el. Și apoi îl luăm pe liniuță, te-ai spus că-ți fac așa, hai să vedem când ai făcut asta. Wow! Și au scăpat și de vinovați, ajunge și în interiorul lui și devine responsabil că tot ceea ce face se întoarce. Și atunci e mult mai ușor și pentru cel care vine într-o consiliere să schimbe viața. Pentru că nu numai păcălim că știi aia, Dumnezeu, nu știu cine, Sfântul Petru, ploaia, luna, ne-a influențat stelele. Dăm vina pe toată lumea. Da, când tu ești ăla care ai creat, pentru că altfel nu s-ar întoarce la tine. Asta e legea creației. Că eu mereu spun și când am cu tine eveniment, vă invit să creăm un moment magnific sau un moment magic. Sau... Noi atunci creăm ceva, creăm o energie, o emulație, o bucurie, tot ceea ce este creat, aia se împânzește după aia la toată lumea și așa ajunge la legea lui 1, legea unității, da? După ce eu am creat, toată creația se răsfrânge. Cine are nevoie ca primește un impuls energetic și mamă, ce idee mi-a venit? Ea ca pentru că a plecat egregorul sau creația noastră în zona respectivă. Practic trebuie să ne oprim o secundă și să conștientizăm ce informații, pentru că până la urmă vorbim despre niște informații, ce informații transmitem noi către univers. Da, ca să exact. Știm ce creații transmitem? Că e la nivel mental, că e la nivel emoțional. Deci toată alea e o emisie, e o creație. Și recomand și cursanților, celor care mă întâlnesc, să-și anihileze seara la culcare, să anihileze toate creațiile lor cu emisie negativă. Vorbim despre gândurile negative. Gânduri negative, cum emoții negative. Uite așa simplu, închizi ochii, inspiri, expiri și spui, anihilez cu puterea intenției toate creațiile destructive sau negative pe care le-am avut în ziua de azi. Ca să nu atrag exact, altele. Exact. Și mâine este trezești un pic mai liniștit. Cursanții mei care fac asta spun, dom'le, după un timp mă simt atât de ușoară, parcă ni se dau tot felul de poveri în spate, pentru că tot ceea ce noi emitem și creăm destructiv sunt în primul rând pe noi. Și atunci când le-ai dat jos, te simți foarte liberat. Da. Și toate au la bază bunătatea, doamna bunătatea. Psiholog. Toate au la bază bunătatea, pentru că bunătatea este structura noastră primordială. Noi ca oameni, cei care suntem oameni pe pământ, care a venit aici pe pământ, în planeta respectivă, suntem buni. Nu ai cum să faci cuiva rău, pentru creierul nostru așa a fost structurat și creat, încât în momentul în care faci cuiva rău, în primul rând îți faci ție. Și atunci noi nu vrem niciodată să facem rău cuiva. Se întâmplă, poate să greșești, să nu-ți fi dat seama, să nu fi dat un telefon la timp sau să fi uitat. Aia sunt greșeli. Dar rău intenționat noi oamenii nu putem face. Alții poate fac, dar noi oamenii nu putem face. Pentru că, exact cum am spus, creierul nostru așa e structurat.
să nu faci rău cuiva, pentru că el odată ce o emis un gând și ai transmis ceva, ăla în primul rând te influențează pe tine. Și noi nu vrem să ne facem rău, de fapt. Și de aceea suntem buni, nativi toți suntem buni. În timp pierdem dintr-o asta, datorită faptului că ne creăm tot felul de mecanisme de apărare, pentru că am fost răniți, am fost supărați, în fine, toate se duc la asta și prin psihoterapie și dezvoltare personală reușești să vindeci asta și să ajungi așa la această stare de bunătate, care este o stare firească a omului. În concluzie, trebuie să avem mare grijă la acțiunile noastre. Pentru că toate e bine se să avem, exact, să avem răul mare grijă. Răul se întoarce, este o vorbă. Și răul și binele, absolut tot ce faci, se întoarce la Creator, pentru că exact ca un bumerang, el nu se poate duce în altă parte, pentru că el va căuta, ceea ce ai emis, va căuta energia de unde a plecat. Și aia este a ta. E amprenta ta energetică pe care nimeni nu o poate înlocui sau schimba. Poate un pașaport, mai poți să faci un pașaport fals sau mai poți păcăli pe cineva cu amprentele din palmă. Dar cu amprenta energetică nu poți să păcălești pe nimeni. Aia este unică. Apropo de legea lui tot, noi suntem un tot, dar fiecare unic, fiecare e celulița lui. Iată cât de simplu este de fapt. Da. Nu e așa atât de complicat, doar trebuie să fii un pic atent la tine și la lucrurile astea. Care este următoarea lege? Da, vorbim despre legea echilibrului, adică integrarea polarităților. Cum funcționează legea echilibrului? Noi pe planeta Pământ trăim în dualitate. Bine, rău, frumos, urât, în fine. Asta e dualitatea. Legea echilibrului înseamnă să integrezi ambele părți. Adică să fii adică, și bun și rău? Sau? Nu, să le integrezi, să le accepți că fac parte din tine. Adică, cum spune Brené Brown, să dai voie să fii vulnerabil, pentru că noi ne-am pus atât de multe măști și atât de multe, cum să spun, ziduri, așa, ca să nu arătăm. Dacă eu sunt furioasă în interior, de exemplu, mă controlez, da? Nu sunt furioasă, dar de fapt mă izbesc de orice chestie pe lângă care trec, da? Deci aia pe undeva iese afară și universul mi-arată. În momentul în care accept, ok, acum sunt furioasă, ce pot să fac? Beau un pic de apă sau respir sau rup două foi sau fac ceva și scot furia la suprafață. Când ai făcut asta, tu ai integrat partea în tine. Nu te mai ascunzi. Pentru că sunt foarte accepti. Mulți oameni minunați care se ascund în spatele furiei, fricilor și așa mai departe. Ei par zian la suprafață, dar eu îmi dau seama din ochii lor că sunt varză pe înăuntru. Știi? Și atunci ei se păcălesc. Toată asta înseamnă foarte mult timp și efort ca să ascunzi absolut tot. Cine nu te minte niciodată e corpul fizic. El imediat îți va arăta câtă furie ții în interior. Pentru că îți crește burta, pentru că faci colon iritabil, pentru că faci ulcer la stomac. Corpul niciodată nu te minte. El îți va spune exact ce stări le ai și pe care tu le ascunzi. Deci ar fi foarte interesant dacă la diagnostic ar fi și un psihoterapeut sau cineva care vede lucrurile astea. Și poate în timp, se va face și asta. Când noi avem psihosomatică, unul dintre ăsta ar trebui să spună, dom'le, mă, tai problem la stomac, dar hai să ne gândim pe cine ești furios, pe cine n-ai iertat, cu ce te maceni. Și ăla zice, a, păi, sora mea, mi-a luat pământul. Păi, vedeți, asta e problema. Te ajut și cu controloc sau cu ce ai nevoie, dar întâi lucrează. Și boala exact, s-ar vindeca. Exact, te caută cauza. Du-te și iartă-o pe soră, ta lasă pământul, că ăla nu e așa important și îți rece stomacul. Da? Ar fi foarte ușor. Legea echilibrului, asta ne spune, să integrez în mine și partea aia bună și partea aia rea. Pentru că partea aia aparent rea, între ghilimele, nu e o parte rea neapărat. Cine știe ce copilărie am avut în care m-au furiat frații, surorile, habar n-am, cine m-au creat o fel de nedreptăți la școală, ce învățătoare mi-au spus că nu sunt bun de nimic și așa mai departe. Toate alea le țin înăuntru. Ei, în momentul în care le accept că fac parte de mine, integrez chestia aia. Mă, pot să fiu și furioasă, dar asta nu înseamnă că eu nu sunt divin, sau eu nu sunt bun, sau eu nu sunt capabil. Dar știu să gestionez. Exact. Furia respectivă. Văd ce am de făcut sau mai ales dacă o știu unde, mă duc la un specialist și mă ajută. Dar așa dacă tot o ascund, știu, sunt zen și sunt numai bun. Eu când aud că toți sunt numai buni, zic, auleu, ce e acolo de disubt? Să nu ajungem să vedem. Deci asta înseamnă să legea echilibrului. Sau poate nu o conștientizăm. Foarte mulți oameni nu conștientizează că au și parțile astea și o parte și alta noi, că toate sunt tot creațiile noastre. Din mica copilării, mai din adulți, mai toate sunt de acolo. Ce ne spuneți despre legea schimbării? Legea schimbării și a transmutării este legea care eu în neuroștiință o corelez cu cele 7 secunde în care poți să schimbi ceva în creierul tău. 7 secunde? Da. Adică?
În 7 secunde, noi în creier putem schimba o chimia creierului. În ce sens? Mie din gânduri un gând, negative, exact, în gânduri pozitive. Mie vine un gând că, vai, mi se întâmplă ceva, spun stop, pun un gând constructiv, în 7 secunde eu rămân pe chimia aia bună. Dar trebuie să cred. Trebuie să am credință. Trebuie să am conștient, să fiu în prezență, să fiu atent ce gând mi-a trecut prin cap și cum îl pot schimba. Asta trebuie să fac atât. Restul creierul se ocupă, el nu trebuie să crezi. Adică la lucrurile astea nu vorbim de credință, pentru că eu am avut foarte mulți pacienți, clienți care au venit în terapii, nu credeau nicio iotă din ce cu cineva le-a recomandat. Sunt sceptici, da, reticenți. Și după primele 10 minute nu ținea de credință, ci de explica niște lucruri. Ah, dar eu mă gândeam că trebuie să credă, nu știu, ce domnule să crezi? Trebuie să te găsești pe tine acolo. De fapt, trebuie să fii în prezent. După aia, tot în legea schimbării și a transmutării spune că absolut totul, inclusiv Dumnezeu, inclusiv Pământul, inclusiv totul este în schimbare. Nimic nu e stagnat. Pentru că, hai să ne imaginăm la planeta Pământ, suntem atâția oameni, emisiile fiecăruia, gândurile fiecăruia, transmit și schimbă energia Pământului. Da? Deci toate astea sunt în schimbare datorită manifestărilor noastră, celor care suntem aici. La asta se referă legea schimbării și a transmutării. Cât de importantă este schimbare. Și legea schimbării. Da. De aceea în fiecare zi noi suntem alții. Și de-aia e bine în fiecare zi dimineață să ne creăm ziua, să facem ceea ce vrem noi, sau vorba lui Ramta, să ne amintim cum vrem să fim. Cum funcționează legea manifestării, doamna psiho? Legea manifestării ne permite să ne manifestăm dorințele și nevoile atunci când avem o intenție foarte clară. Deci, ca și cum ar fi, totul se împlinește dacă ai o intenție. Intenția este să știi ce ai de făcut, să ai un scop și pașii spre ei și să ajungi la rezultat. Ei, în momentul în care ai o intenție, lucrurile încep să manifeste. E conform fizicii cuantice care spune că totul se întâmplă conform intenției observatorului. Deci asta e legea manifestării. Dacă eu am intenționat, totul, toate cuantele, toată energia din jur se mișcă ca să ajung la rezultatul ăla. Dar trebuie să am o intenție. Pentru că aici foarte mulți oameni se opresc la dorință, care îi ține doar de minte și ca și cum visezi cu ochii deschiși, dar nu te vezi la finalul rezultatului. Pe când intenția, eu știu ce vreau, știu că acolo o să ajung, trăiesc starea care o să am atunci, chiar dacă mai am niște pași de făcut în plan concret, dar la nivel informațional și energetic, eu deja am creat treaba aia. De aia intenția este, totul se întâmplă conform intenției observatorului și atunci asta înseamnă legea manifestării. E în strânsă legătură oarecum cu legea atracției, da, cu legea creației. Cumva, cu legea creației, pe de-aia am zis că ele nu sunt numai, eu zic că e o singură lege, legea unității, tot și unul, și de aici au mai plecat câteva ca să ne putem explica. Și legea rezonanței? Legea rezonanței sau legea atracției, mai degrabă aici ar spune, energiile asemănătoare se atrag și datorită câmpurilor lor electromagnetice se transmite spre exterior. Deci atrag și transmit, atrag și transmit. De fapt, tot ceea ce am eu în interiorul meu se transmite spre exterior. Și aici am să vă spun ceva ce spune Ivan Hof, pentru că e un maestru pe care îl studiez de foarte mulți ani, fiind convinși de faptul că nu veți putea găsi nimic în exteriorul vostru dacă nu ați găsit sau activat ceva în interiorul vostru. Căci chiar dacă găsiți ceva în exterior, dacă nu l-ați găsit în interiorul vostru, veți trece pe lângă el fără să-l observați. Cu cât descoperi mai intens în tine iubirea, înțelepciunea, frumusețea interioară, cu atât le veți întâlni mai des în jurul vostru. Vă închipuiți că dacă nu vedeți anumite lucrurile, nu există. Ba da, ele există și dacă nu le vedeți, aceasta înseamnă că nu le-ați cultivat suficient în voi înșivă. Lumea exterioară este alcătuită numai din reflectarea lumii interioare, deci nu vă mai amăgiți, căci nu veți afla bogăția, pacea, bucuria, dacă nu ați depus eforturi pentru a le activa și descoperi în voi înșivă. Asta de noi depinde totul. De noi depinde totul. Ne întoarcem iarăși la toți suntem unul. Deci toți oamenii, toate lucrurile și toate evenimentele pe care le aducem în viața noastră ne vor arăta întotdeauna că ceea ce ei ne arată, noi conținem. Și eu le spun la aceștia mesageri. Maestru Ramta spune așa și zic și eu, mesageri. Adică el mi-aduce un mesaj. Ce vrea să-mi spună omul ăsta mie? Eu nu mă iau de el că, vai, cum îți permiți să-mi spui? Ce vrea să-mi spună? Și apoi mă duc și mă uit la mine, cu ce din mine manifest ceea ce a manifestat el. Deci, la fel, la legea asta, ca să o descoperim,
tot la fel, mereu să fim în prezent și să ne punem în contact cu noi, să ne punem întrebări, să vedem cum ne simțim, ce-o vrut să-mi spună, cum am simțit, m-am simțit rănit, m-am simțit băgat în seamă, m-am simțit, cum am simțit. Și nu trebuie să avem așteptări. Și nu avem așteptări, pentru că dacă eu le iau ca pe un mesager, îi mulțumesc pentru ce mi-au adus în mintea mea și eu sunt atentă la mine. Asta e un mesager. Ce vrea să-mi spună? De exemplu, te oprește cineva în trafic și tu prima dată e super, vai, ce m-a oprit. După aia realizezi că noroc că te-a oprit, că la 5 km mai încolo era un accident grav și poate ai fost implicat în el. Și atunci zice, deci e bine. Și cumva, încetul cu încet, începi să te educi în spiritul ăsta, să lași ca lucrurile să se întâmple de la sine, că sinele e legea aceasta. Și să nu forțăm lucrurile, da. Să nu avem acele așteptări. Pentru că astfel... În care le forțezi, tu nu faci decât să te duci cu personalitatea ta, cu ego, cu orgoliu, și ala înseamnă scurgeri de energie, de timp, ai luat-o pe arătură, voi, cu vorba cuiva, nu ești deloc pe calea aia în care lucrurile se așează. Atunci nu are cum să ți se întoarcă. Nu are cum să meargă. Da. Legea iubirii. Legea ultima iubirii, lege. Asta e ultima lege. Este poate legea cea mai frumoasă. Da, cred că e unica până la urmă. Este legea care ne susține în a manifesta partea divină din noi în relații cu toți și toate. E acea iubire sau acea bunătate de care spuneai, sau iubirea, care este acea parte, e o energie și o informație care pur și simplu există în momentul prezent. Deci la toate legile, după cum ai văzut, ne ducem în momentul prezent, ca să putem să fim conștienți de legi. La fel, legea iubirii, momentul prezent, starea de prezență, la fel ca și legea lui Unu, același lucru. Eu dacă ofer iubire, ofer cuiva iubire, în primul rând îmi ofer mie, creierul meu zice, ok, hai să dăm niște serotonină. Celălalt, el nu preia iubirea mea, în schimb cu neuronii mei oglindă, îi transmit lui ceea ce eu trăiesc. Și atunci el, creierul lui, secretă și el niște serotonină. Asta, apropo, ca să încep un pic neuroștiința, de care sunt eu fascinată și atâtea lucruri minunate, și el mă gândeam ce creier fabulos avem. Noi trebuie doar să-i dăm un gând de o anumită frecvență și el mi-a dat secretă tot ce are de făcut. Și de-aia trăiește anumite stări, că n-ai cum să le trăiești din inimă dacă nu a trecut un gând prin creier. Iată 7 legi importante și toate corelate, toate oarecum, corelate, da, între ele. Între ele. Sunt strâns legate, sunt practic. Legături între ele, pentru că altfel nu ar fi fost aici create pe pământ. Poate să lipsească vreuna sau nu, eu cred că toate sunt în legătură. Deci dacă noi suntem prezenți și atenți la noi, noi toți avem implementate aceste legi la nivel subtil, în sufletul nostru, cum se spune. Toți avem aceste legi. Nu ni trebuie să ne aducă cineva din exterior. Doar să fim atenți. Și cel mai mare profesor pentru a vedea legile Universului este natura. Dacă ne uităm în natură, păi da, uite-te și tu. Semeni porumb, o să țese porumb, nu o să țese morcov, clar, evident. Corect. Ai un pom care nu va ieși și nu va ieși mere. Și așa mai departe. Deci, apropo, ceea ce ai, aia emiți și aia iese din tine. Sau ne uităm la natură, mă refer și la toate vietățile. Deci, ca să-ți dai seama, când vine un cutremur sau vine ceva, păsările țipă într-un anumit fel, câinii urlă. Deci sunt niște semne din legile astea pe care vietățile astea, care nu sunt cuvântătoare, cum le spunem noi, le conțin noi și noi le-am avut oamenii, dar datorită tehnologiei le-am pierdut. Sunt oameni la țară, pe munți, pe așa, care nu au tehnologie și ei știu și când vor să moară, și când vine cutremur, și când se întâmplă ceva sau... Da? Important e să conștientizăm, așa cum spuneați dumneavoastră, și da, să ne analizăm până la urmă, mereu să vedem să ce greșeli facem. Pentru că noi foarte mult ne ducem în exterior, la muncă, cu prietenii, cu alții. În loc să ne căutăm în interior. Deci căutăm în afară ceea ce ar trebui să căutăm în interior și ne-ar lua 5 minute pe zi. Atât am trebuit. 5-10 minute pe zi dimineața îmi fac o analiză, seara ce am gândit azi, cu cine m-am certat, ce am emis, facem rugăciuni de iertare, anihilăm și ne culcăm. Dimineața te trezește altul. Că ceea ce ai emis nu mai stau ca niște poveri în spatele tău. Și uite așa împlinim legile Universului. Informații extrem de importante. Vă mulțumesc foarte mult, doamna psiholog. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Sunt Diana Goșman și vă doresc o seară minunată. La revedere!
vestimentație a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.